Bun găsit din studio la TV la o nouă ediție a emisiunii Fața și Reversul. Phoenix Riders by Koi, o bază sportivă și o școală de echitație de nivel top internațional, este tema emisiunii de azi, pentru care am invitat în studio pe domnișoara Alexia Apostolescu, managerul și proprietarul bazei sportive și totodată o sportivă cu rezultate remarcabile în echitație, și pe domnișoara Ana Hodnog, elevă în cadrul școlii de echitație Phoenix Riders. Bine ați venit în studioul de la TV. Bine v-am găsit, bună seara. Bună seara. Alexia Bosolescu, o să încep cu dumneavoastră, la numai 23 de ani, sunteți manager, proprietar al acestei baze sportive de la Băicoi, alături de familia dumneavoastră. Spuneți-ne cum a luat ființă domeniul Phoenix Riders Băicoi și cum faceți față responsabilităților încă o dată, la numai 23 de ani. Păi, baza noastră sportivă a luat ființă ca o poveste, aș putea spune, și precum se zice în România, toate lucrurile frumoase în viață apar dintr-o nebunie. Cam așa a fost și la noi. Eu, de la vârsta de 7 ani, am făcut basket de performanță, am început să joc basket, după care am avut o carieră până la 14 ani, unde în care am avut anumite accidentări, unele mai ușoare, altele un pic mai dificile, moment în care am încercat o disciplină ecvestră. Din pasiune pentru animale și pentru căluți, m-am dus să-mi iau niște lecții de echitație și m-am îndrăgostit de acest sport. De unde pasiunea pentru echitație la vârsta aia? Ați avut contact, legătură cu... Da, încă de mică, de la 2-3 anișori, mergeam la hipodromul din Ploiești, eu fiind ploieșteancă, mergeam la hipodromul din Ploiești să văd cursele de trap și de galop și totdeauna mi-am dorit să am un căluț al meu, motiv pentru care am dezvoltat ușor-ușor o pasiune și până la urmă a luat și viață, pentru că nu mă așteptam, era așa ca un vis, dar nu credeam că va fi vreodată o realitate. Deci, cam așa. Să ne întoarcem la înființarea domeniului, da, Riders. Așa. După ce am luat câteva lecții de echitație la o școală de pe lângă București, am conștientizat, mergând la antrenamente aproape zilnic, am conștientizat că toată lumea de la această școală de echitație avea propriul său căluț. Și nu venea să cred, pentru că toată lumea sărea peste obstacole sau făcea o altă disciplină, dresaj, și dansau cu căluții și mi se părea extraordinar. Și atunci am început să caut cai pe Google, la propriu. Nu știam de unde se achiziționează un cal, cum, apar n-aveam. Eram copil și nu, am căutat căluți pe Google. Încă o dată, la ce vârstă? La 14 ani. 14 ani. La 14 ani, da. M-am dus într-o zi, pentru că mi se pare că eu cred foarte mult în univers, în destin, în modul în care se aliniază într-un fel planetele ca să se întâmple ceva. Și într-o zi m-am dus la această bază de lângă București și le-am arătat unor persoane care lucrau acolo căluțul pe care eu îl găsisem pe Google. Moment în care un domn mi-a spus: măi, Alexe, dar nu așa se achiziționează un căluț. Uite, îl vezi pe domnul respectiv care este pe cal în momentul ăsta în terenul interior? Și zic, da, du-te la el și spune-i că ai vrea să îți cumpere și ție un căluț, că pleacă chiar astăzi în Germania să achiziționeze câțiva pentru proprietarea bazei de aici. M-am dus repede la dânsul: nu mă supărați, bună ziua, sunt Alexia Apostolescu, am auzit că plecați în Germania. Voi uitați de un căluț și pentru mine. Mi-am dat seama după că nu cred că se va întâmpla asta, până la urmă părinții mei nici nu știau, eu am avut un entuziasm al copilăriei, m-am dus repede după el, nici nu mi-am dat seama că nu am vorbit cu părinții, că nu o să mă creadă sau nu o să mă ia în serios, având doar 14 ani, dar peste 2 săptămâni am primit un mesaj pe telefon în care scria: bună, Alexia, sunt în Germania, ți-am găsit un cal, dă-mi numărul de telefon al tatălui tău. Moment în care eu nici nu mai anunțam părinții că am vorbit de un cal, direct am trimis numărul de telefon. Peste vreo câteva zile... Părinții nu știau despre ce e vorba, ne spuneți. Nu știau. Nu știau că eu vorbisem cu acest domn să-mi achiziționeze un căluț în momentul în care el a plecat în Germania. Și eu nu le-am spus, pentru că eu nu am crezut că el va face asta, având în vedere că nu l-au contactat părinții mei.
Și peste câteva zile, tata a primit un telefon. Bună ziua, domnul Apostolescu, sunt domnul X. I-am găsit care tatăl dumneavoastră, paranteză, un prosper om, om de afaceri. Da, mulțumim. Vă rog, da. Continuați. Da. I-am găsit un care Alexei, veniți în Germania să-l luați. Tata, în momentul ăla, a rămas un pic șocată. Bună ziua, dar cine sunteți? Și despre ce cal e vorba? Păi știți că mi-a zis Alexia să-i cumpăr un cal și i-am găsit. Dar stați un pic să vorbesc eu cu soția și cu fata mea. Eu eram în examen, eram în clasa 8-a, tocmai eu urma să ies din examen, după două ore după ce am terminat examenul, sun pe tata. Tati, 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 te-a sunat domnul de la Equestria, mi-a găsit cal, ai auzit? Tata a zis, ok, no, hai, că ai luat note bune la examen acum, hai să îi fac plăcerea fetei mele și hai să mergem în Germania. Am plecat eu cu mama, două necunoscătoare, gândiți-vă că, nu știu, luasem, cred că, nu știu, hai să nu exagerăm, 10-15 lecții de echitație, avusesem până atunci, maxim. Deci, începătoare, plec eu cu mama, ne urcăm în avion, ne ducem în Germania să probăm cai. Nu știam ce înseamnă să probezi un cal, să achiziționezi un cal, nu? Credeam că mergem, îl alegem și plecăm cu el acasă, adică nu, credeam că e ca și cum am achiziționat un cățeluș mai mare. Sau o mașină. Da. Am ajuns acolo, ajung la baza respectivă, un graj plin de cai, 100 de cai, și îmi spun respectivii, no, bun, trebuie să te urci pe căluți și să-ți alegi calul cu care te înțelegi cel mai bine. Ok. Mă urc pe primul cal, încep eu, pas, trap, galop, și îmi spun la un moment dat, vezi, obstacolul ăla, trebuie să sar peste el. În momentul ăla m-am uitat la domnul respectiv care mi-a lăsese calul, domnul român, și zic că eu? Tata, păi trebuie să probezi calul, n-ai zis că știi să călărești? Ba da, așa e. Sigur, acum merg la obstacolul ăla. Și zici, păi haide, galopează, că trebuie să sare obstacolul din galop. Dar auziți, dar oare cum se pornea la galop? Vă dați seama că toată lumea... Nu știați, propriu zis. Deci nu știam. Unde în care am spus, ok, nu o să pățesc nimic azi. Sigur, mă duc acolo, am pornit la galop, am dat două perechi de pâl pe la cal și am zis, ok, noi muri azi. Și m-am dus și am sărit peste obstacol. După care a trebuit să mai probez încă unul. Și încă unul. Și încă unul. Și alea au fost primele sărituri din viața mea. Eu mințind, logic, că știu să călăresc și că am sărit de nenumărate ori. Vă dați seama că toată lumea s-a prins. Într-un final, nu am știut să ne alegem căluțul, pentru că n-am știut cu care mă înțeleg cel mai bine, pentru că n-am știut criteriile de selecție al unui cal. Motiv pentru care eu cu mama ne-am ales primul căluț după nume și după culoare. Și mama spunea, nu, culoarea acestuia nu ne place. Cum îl cheamă pe ăsta? Don Troi. Nu, și cei la care v-ați dus specialiști în urmă nu se minunau? Vă dați seama, dar n-au putut să spună, eram clienți, adică vă gândiți că s-au prins, adică și-au dat seama că nu avem habar. Într-un final am ales calul după frumusețe și după nume. Și ne-am întors acasă cu un cal care se presupunea a fi pentru disciplina sărituri peste obstacole, dar el făcea dresaj, adică dansa. Era cu totul altceva. Cu totul altceva. Și noi ne-am dus în România cu el și îl rugam într-un fel să sară și el nu știa săracul să sară. Dar nu, asta a fost povestea. După care, ușor, începutul. Ușor... Asta a fost începutul. După care, ușor, ușor, am început să... Pasiunea asta a început să devină din ce în ce mai aprinsă. Și am mai achiziționat încă un căluț și încă un căluț. Și la un moment dat am conștientizat, de fapt, tata a conștientizat. Eu eram mai mult orientată către performanțele mele. În schimb, tata a conștientizat că pentru a face performanță la un nivel înalt este nevoie de o infrastructură în spate. Motiv pentru care, în proiectul inițial, ne gândeam să ne construim o bază mică, privată, cu câteva boxe și un teren, ca să ne putem antrena în niște condiții de înaltă performanță. Să vă puteți antrena, să practic. Să ne putem antrena, da.
După care eu am întâlnit un antrenor foarte, foarte faimos în sportul nostru, un neamț, care în momentul de față se întâmplă să fie antrenorul uneia dintre cele mai bune echipe de pe glob. Și m-am mutat în Germania pentru aproximativ 3 ani, în momentul în care proiectul bazei noastre s-a schimbat. De la o bază mică, privată, pentru noi, a devenit o bază internațională de competiție. Nu a devenit, dar urmează să devină o bază internațională de competiție. Tatăl Duras a înțeles că s-ar putea face lucrurile mult mai serios? Da. Nu numai pentru dumneavoastră? Da. Da. Și ați pus bazele împreună acestei minunății care se aflați la Beicoi Phoenix Riders. Da. Cum vă descurcați cu managementul? Inițial mi-a fost foarte greu. Inițial mi-a fost foarte greu, pentru că m-am întors din Germania la vârsta de 18 ani, aproape 19, și ne-am trezit singuri acasă, într-o bază nouă, pe care nu o gestionasem niciodată. În momentul în care eram în Germania, sunt două perspective. Este perspectiva de sportiv și perspectiva de proprietar de bază. În momentul în care e sportiv, într-o bază sportivă, ai impresia că managementul unei baze sportive e o chestie firească, care vine natural. Dar în momentul în care te trezești în fața faptului împlinit cu o bază întreagă și cu niște lucruri pe care chiar dacă în subconștient le știi, dar nu le pui niciodată în practică, te copleșesc toate situațiile. Deci, inițial, ne-a fost foarte greu, pentru că, de exemplu, nu știam de unde să cumpărăm, să achiziționăm mâncarea specială pentru cai, de unde să achiziționăm rumegușul pe care stau caii, așternutul cailor, fânul special, pentru că toate lucrurile respective sunt... Cel mai probabil nu aveți nici angajații potriviți pentru așa ceva. Nu aveam. Eu aveam doi îngrijitori sau preparatori fizici în sportul nostru, îi numim îngrijitori sau preparatori fizici, care lucrau pentru noi alături de căluții noștri în Germania, unul dintre ei fiind român, celălalt fiind slovac, care sigur au venit cu noi în România, dar repet, ei nu erau manageri de bază sportivă. Ei, așa cum am spus mai devreme, ei știau partea sportivă, pe care o știam și eu, și mai departe nimic. Deci inițial a fost complicat, după care a devenit frumos. În momentul de față, dacă aș da timpul înapoi, vreau să mă credeți că nu a schimbat absolut nimic. Pentru că suntem suma experiențelor noastre într-un fel și cred că experiențele prin care am trecut din momentul în care ne-am mutat înapoi în țară ne-au învățat foarte multe lucruri și ne-au făcut să devenim cine suntem azi. Deci, practic da, nu v-a obligat nimeni să conduceți baza? Nu. Așa cum se întâmplă de obicei... Tata, familia venit, spune, uite, am făcut baza, hai, trebuie să o conduci. Nu. A fost visul copilăriei mele, nu neapărat să conduc o bază sportivă, să fiu alături de tata. Pentru mine tata a fost întotdeauna idolul meu. Tot ce am făcut, toți pașii pe care i-am făcut în viață și din punct de vedere al școlilor pe care le-am urmat, al facultății, al masterului, tot ce am făcut a fost ca să pot ajunge la un moment dat să lucrez alături de el. Și baza, fiind lângă compania lui, a fost un prim pas spre a deveni o mică parte din ce e tata pentru mine, așa că în niciun caz nu m-a obligat nimeni, a fost o dorință a copilăriei pe care ușor-ușor văd că încep să mi-o realizez, deci nu, a fost dorința mea. V-ați și pregătit în domeniul ăsta al managementului sportiv cumva? Ați fost la cursuri? În domeniul managementului sportiv nu m-am pregătit, dar am terminat facultatea de management și masterul în management strategic. Deci nu am avut o pregătire în management sportiv. Dar oarecum conexă cu ceea ce faceți în momentul de față? Oarecum conexă pregătirea noastră profesională cu ceea ce faceți în momentul de față? Cum se împacă sportivul cu managerul? Și o să trecem la altă temă. Sportivul cu managerul lăuntric, adică cele două personalități ale mele. Să spunem așa. Foarte greu. Foarte greu, pentru că sunt anumite decizii care trebuie luate și
Depinde din ce parte a baricadei te uiți. Și uneori este greu să alegi decizia corectă, pentru că, haide să vă dau un exemplu. La, e mai ușor așa, pentru că nu știu neapărat să explic în cuvinte ceea ce gândesc. Să presupunem că la noi la bază ne dorim să avem întotdeauna curățenie și să fie o bază impecabilă din acest punct de vedere. Nu ne dorim să fie un graj în care să miroasă acai, ne dorim să fie ceva ce este o casă pentru animăluțe, nu un graj. Și atunci sunt niște decizii, de exemplu, trebuie ce și să... de fapt, vă întreb, pentru că am fost acolo, am văzut, e ca în casă. Mulțumim. Grajdul căluților, așa cum le spunem noastră, este chiar ca în casă, avem și imagini. Mulțumim mult. Da, de exemplu, trebuie vopsiți pereții. Dăm un exemplu. Și atunci, din punct de vedere sportiv, sportivul din mine spune, nu putem să vopsim pereții în momentul ăsta, pentru că asta înseamnă că trebuie să facem mutări în graj, să luăm calul de acolo, să-l ducem în partea cealaltă, să-l scoțăm. Să stresăm, nu vopsim pereții. Și după managerul din mine și spune, nu, trebuie să vopsim pereții. Și atunci e o luptă lăuntrică, destul de acerbă, ca să putem ține totul la nivelul pe care ni-l dorim, dar, repet, e o luptă frumoasă și mă bucur că am ocazia de a o purta. Am să insist asupra subiectului. Mai este o situație? Mai concurați în momentul de față? Sigur, chiar duminica asta ne trebuie să vă pregătiți pentru asta, nu? Cum Sigur. Faceți în timpul în care trebuie să vă pregătiți, care cred că este destul de scurt. Lung, nu? Timpul de pregătire e lung, timpul necesar pregătirii e lung, timpul avut la dispoziție e cam scurt. Coborâți din șa și mergeți în birou să conduceți, cum se întâmplă? În general, da. Râdeau niște prieteni de mine și îmi spuneau că sunt mai rău decât președintele României, că sunt non-stop la telefoane. Dar, da, în societatea de față totul se face la telefon, deci avem noroc că suntem la un apel distanță de orice avem nevoie. Dar, da, așa este. Mă urc pe că... Poți să ce spuneți, pentru că am fost la ultima etapă organizată la Băicoi. Am încercat să stau de vorbă cu dumneavoastră 5 minute. Umblați ca un titirez acolo. N-am reușit absolut. Trecem mai departe. Felix Riders este și o școală de echitație de elită. De ce ați decis să deschideți o astfel de școală, având în vedere totuși că sunt niște dificultăți când organizezi așa ceva? Da. Cred că motivul care a stat la baza formării acestei școli de echitație a fost tot pasiunea noastră pentru ceea ce facem. În momentul în care m-am întors din Germania, mi-am dorit ca toate lucrurile pe care le-am învățat acolo și tot timpul pe care l-am petrecut acolo să nu fi fost doar pentru mine și să nu fi fost în zadar într-un fel. Întotdeauna și eu și familia mea, întotdeauna ne-am dorit să împărtășim mai departe lucrurile pe care le-am învățat și atunci, într-un fel, am simțit că este datoria noastră față de țara pentru care concurăm, pentru că am fost și în loturile naționale, și la junior, și la tineret. Să vedem în continuare, că s-au avut rezultate deosebite. Da, am simțit că e de datoria noastră să dăm mai departe. Motiv pentru care am început și acest proiect, de a da mai departe învățăturile pe care noi le-am acumulat petrecând timp în străinătate și învățând de la cei mai buni. Dincolo de a promova acest sport în rândul tinerilor români, este și un business, nu? Școala de echitație. Se poate spune așa? Depinde. Pentru noi, în momentul de față, nu facem lucrurile la nivel de business. Noi facem lucrurile la nivel de pasiune. Momentul. Business, aș putea spune că este, de exemplu agrementul. Pentru școlile de echitație de agrement. Acolo este business. Dar în momentul în care îți dorești să lucrezi cu un elev de performanță, deja nu e neapărat business. E dedicare, e pasiune, e multă muncă, e colaborare. Deja devine ca și cum am fi cu toții parte dintr-o familie și cu toții muncim pentru același obiectiv comun. Și ăla ar fi succesul. Deci... Din punct de vedere al antrenamentelor, pentru mine și pentru noi, nu e business, e pasiune și dorință de a transmite mai departe.
Deci, avem în față un exemplu? Da, așa e. Ana Hodnob, eleva școlii dumneavoastră de echitație. Vă antrenați, domnișoara Ana, cu Alexia? Da. Domnișoara Alexia. Ce ne puteți spune despre această experiență de pregătire, o nouă experiență de pregătire a noastră, având în vedere că totuși activați în acest sport de mai mulți ani de zile? Și ce ne puteți spune despre antrenoarea dumneavoastră? Iată aici și alături de noi. Sunt alături de Alexia de un an, deja. Și este o experiență unică. Ea a fost cea care m-a ajutat să fac sportul la un nivel profesionist. Ea a fost cea care mi-a oferit încredere alături de echipa ei de la Phoenix Riders, de la îngrijitori până la părinți, toată lumea care a fost alături de mine a contribuit la succes și până la urmă la îmbunătățirea unor rezultate aproape inexistente până anul trecut. Când am început să mă rog. Nu se poate spune așa, că am văzut că ați avut la nivel de amatori destul de multe rezultate interesante până în momentul de când ați ajuns la AMK. Da, la nivel de amatori vorbim despre niște competiții naționale. Alexia m-a ajutat să ridic ștacheta, am ajuns să particip la competiții internaționale și a fost total altceva. Totul s-a schimbat. Nu e același lucru. Explicați-ne ce înseamnă pregătirea asta pentru profesionism. Presupune foarte multe sacrificii, multe, multe ore petrecute și la antrenamente, atât pe cal, cât și pe lângă cal. Totul, de la pregătirea terenului, aranjarea parcursului, călărit, curățat echipamente, totul. Este muncă, foarte, foarte mult de muncă, dar merită. Adică nu e așa, ajungem la graj, ne urcăm pe cal, facem o săritură, două și plecăm acasă. Nu e chiar așa, nu? Nu. Ne începem fiecare zi de dimineață, la ora 9 suntem în graj, terminăm seara, în jurul orei 7, toată ziua, cal după cal, antrenament după antrenament, repetiție după repetiție, până încercăm să ne apropiem de perfecțiune. Înțeleg că faceți naveta de la Brașov, în fiecare zi. Da, în fiecare zi, 2 ore cu trenul, mai multe ore cu mașina, depinde cum am noroc în ziua respectivă. Iubiți foarte tare acest sport dacă faceți sportul ăsta în fiecare zi. Da, da, merită. Merită să fiu alături de Alexia și de echipa de la Phoenix Riders. Nu m-aș schimba absolut nimic. Câți ani aveți? Împlinesc 19. Foarte tânără pentru sportul ăsta? Nu mă prea pricep? Sau sunt alții și mai tineri? Sunt și mai tineri. Putem spune că este la vârsta potrivită pentru performanță. Aș descrie așa. Căluțul pe care îl folosiți, folosiți și eu sintagma domnișoare Alexe, este al dumneavoastră? Sunteți... Da. Am... Proprietar. Am doi cai, de fapt. Unul este aici, la Băicoi, iar celălalt e pe acasă. Primul meu cal, Ina, o iapă foarte drăguță, ajută acum începătorii să facă primii pași în cariera lor sportivă. Am păstrat-o pentru școală, pentru a-i ajuta pe ceilalți să trăiască aceste sentimente de... să vadă cum e viața de sportiv, de fapt. Iar alături de Casi particip în concursuri naționale, internaționale și îmi doresc să îmi încep cariera de sportiv. De când aveți, de când îl aveți pe Casi? L-am cumpărat în martie, anul acesta. Dar formăm o echipă de mai puțin timp. Am fost destul de ocupată cu școala și nu am putut să mă dedic în totalitate antrenamentelor. Am început să lucrez cu el undeva pe la jumătatea verii, prin luna iulie. Formăm o echipă de fapt de câteva luni. V-ați acomodat? Da, am început să ne cunoaștem, am început să avem încredere unul în celălalt. El este un cal destul de fricos, el a destul de mult să se simtă confortabil alături de mine. Am avut mici probleme la început, dar acum ne înțelegem foarte bine. O să revenim pe subiect, trebuie să luăm o pauză pentru un mesaj de interes public.
Trebuie să-ți cer ceva. Îmi dai voie să nu am nevoie de ajutorul tău toată viața? Oferă-i Mălinei un viitor printr-un SMS cu textul nevoie la 8845. Donează 2 euro pentru a trimite un copil sărman la o școală ca afară. Am revenit în direct alături de Alexia Apostolescu și Ana Hodnov. Domnișoara Alexia, povestea mai devreme despre eleva dumneavoastră, sau ne povestea nouă ce face la Băicui. Cum este Ana? Cum este Ana? Ana, din punctul meu de vedere, este cel mai bun suflet pe care l-am întâlnit vreodată. Noi aparent ne cunoșteam de foarte mult timp. Doar că nu am avut niciodată posibilitatea de a vorbi una cu cealaltă, până într-o zi, când una dintre celelalte eleve ale mele ne-a făcut cunoștință. În momentul în care am cunoscut-o pe Ana, eu am simțit că își dorește foarte mult să facă sportul ăsta. Am simțit din discuțiile pe care le-am avut cu ea că probele pe care Ana le face nu sunt în concordanță cu ceea ce ar putea să facă. Motiv pentru care am întrebat-o dacă își dorește să participe la un camp alături de noi. Noi mai organizăm cantonamente de pregătire de 6 zile personalizate cu un singur elev, în care discutăm despre toate teoriile călăriei, dăm un fel de teste, punem parcursuri pentru sportivi ca să le vedem nivelul și ca să rămână cu niște informații, sperăm noi, folositoare după acest cantonament. În momentul în care Ana a venit la cantonament, eu mi-am dat seama că poate face performanță și am fost dimpotrivă supărată că nu făcuse sportul la nivelul la care ar fi trebuit să-l facă pe baza posibilităților pe care le avea. Din vina unor sfătuitori mai puțin pregătiți sau? Putem să spunem și așa. Da, putem să spunem și așa. Moment în care eu i-am spus toate lucrurile acestea Anei și mai departe a fost decizia ei dacă vrea să rămână alături de noi sau nu. Eu sunt foarte bucuroasă că a decis să rămână, pentru că într-un timp atât de scurt, așa cum v-a spus și ea mai devreme, din iulie până pe 1 octombrie, a reușit o performanță extraordinară. Și anume? Adică, până la această dată, tot ceea ce a auzit Ana vreodată a fost că nu poate fi un călăreț de probe mai mari de 80 de centimetri. Iar vă referiți la înălțimea obstacolului, 80 de centimetri. Și uitați-o pe Ana, care pleacă duminică la un concurs internațional în Italia pentru 2 săptămâni ca să facă prima ei probă de 1,25 m. În 3 luni, aș putea spune. Ana, v-a lipsit încrederea? Mi-a lipsit într-adevăr încrederea, da. Mi s-a spus de foarte multe ori că nu pot sau că ar fi cazul să mă las. Am luat în considerare această opțiune, mă gândeam de ce să continui. Nu merită, oricum rezultatele nu apar, sunt ore pierdute degeaba. Și până la urmă am reușit să o cunosc pe Alexia și mi-am dat seama că merită, într-adevăr. Și ultimii 10 ani nu au fost degeaba. Sigur nu. Sunt șanse să-și depășească antrenorul? Sperăm! Asta ne dorim. Asta ne dorim. Planul nostru până la final de an este ca Ana să termine pe probe de 1,30 m. Asta ar fi planul nostru. Eu am făcut în viața mea probe de înălțime de 1,55 m din maximul posibil de 1,60 m. Deci dacă ar fi să o luăm pe acest fir cronologic, am putea spune că cu această intensitate de dezvoltare, în vreo 2 ani n-ar trebui să mă bată. Are foarte mare încredere în dumneavoastră, antrenorul. Sper să mă ridic la nivelul așteptărilor.
Și eu am foarte mare încredere în sfaturile pe care mi le oferă. Îmi doresc să fiu alături de ea, să rămân alături de ea, să lucrez alături de ea. Informațiile pe care mi le oferă sunt neprețuite și nu le-am găsit nicăieri în altă parte. Felicitări, păreți o echipă sudată. Mulțumim. Trecem mai departe. Alexia Păsărescu, în rolul de manager și antrenor, sunteți și o sportivă de performanță cu succese importante. Trebuie să discutăm și despre aceste succese. Cum ar fi, de exemplu, primul loc pe care l-ați ocupat la Global Champions Tour din Praga? Da. Este cel mai important succes al dumneavoastră. Am să vă rog să ne povestiți pe scurt despre acesta și despre altele. Da, asta este cea mai mare realizare a carierei mele. Circuitul Global Champions Tour este similar cu un Grand Slam la tenis sau cu UEFA Champions League la fotbal. Este cel mai mare tur din lume, care constă în 16 etape la nivel mondial. Prima etapă se desfășoară în Miami, pleacă din America, în Miami, după care vine Mexic, Paris, Cannes, Shanghai, Monaco, etc., etc., etc. Iar finala acestui tur este la Praga, în fiecare an. Această competiție de la Praga nu se numește numai Global Champions Tour ca celelalte etape, se numește Super Grand Prix și Playoffs, pentru că are un buget de premiere mai mare decât orice competiție din lume. Noi am fost selectați să participăm acolo în anul 2019. Eu aveam numai 18 ani și vă dați seama că ne-am dus cu scopul de a participa și în niciun caz cu o aspirație de a câștiga un astfel de concurs. Adică, ok, era un vis. Ați participat la toate aceste etape pe care le-ați enumerat? Nu la toate. Selectiv. În fiecare an am participat la altele. Adică ne-am ales anul ăsta 6 etape, anul viitor 5 etape, locații diferite. Pentru că mă gândesc că ar fi fost și foarte scump să mergi peste tot în lume, nu? Da, este un sport destul de costisitor, într-adevăr. Este destul de costisitor, mai ales că nu doar eu, ca și călăreț, trebuie să mă deplasez până la competiție, ci și calul, și echipa, și toată lumea. Deci în sportul nostru spunem că în spatele fiecărui călăreț se află o armată. Și așa este. Continuați-vă ideea. Da, este cel mai mare tur de lume, cum v-am spus, și ne-am dus cu scopul de a participa, de a avea posibilitatea de a fi prezenți la un astfel de eveniment și de a avea această experiență. Numai că totul s-a finalizat cu mine câștigând Grand Prix-ul la 18 ani în fața unei arene de 20.000 de oameni. Nu mi-a venit să credem, dacă mă credeți pe cuvânt, că nici în momentul de față nu sunt conștientă de această realizare. Încă mi se pare un vis. Încă mi se pare că e de parcă nu s-ar fi întâmplat. A mai ajuns vreun român în această poziție, în afară de dumneavoastră? Nu. Am fost prima persoană din România care a participat vreodată pe circuitul Global Champions Tour și cu siguranță singura persoană din istoria călăriei din România care a câștigat vreodată o etapă. De ce nu se mediatizează lucrul ăsta? Nu prea am auzit de performanța asta. Atunci a fost mediatizat atunci, dar pentru o scurtă perioadă de timp. Din punctul meu de vedere, cred că noi, ca și țară, nu avem o istorie în spate față de acest sport sau o cultură înspre acest sport. Și probabil că ăsta este motivul, din punctul meu de vedere. Nu știu. Am să vă rog că sfârșit să ne mai spuneți două, trei cuvinte despre performanța noastră, altele decât cea la care ați făcut referire. Am avut mai multe
performanțe. Am fost parte din toate loturile naționale, și de junior, și de tineret, și de seniori. Am câștigat campionatele naționale la fiecare categorie, campionatele balcanice cu echipa și individual. Am fost clasată în mai multe etape din circuitul Global Champions Tour, doar că Praga este cea pe care o numesc pentru că este cea mai importantă. Am luat locul 2 tot la Global Champions Tour, dar la Saint-Tropez, la o altă etapă din Saint-Tropez. Am fost locul 52 în Europa la campionatul european. Deci, na, au fost mai multe și multe clasări în Grand Prix-uri, dar în sufletul meu, pentru mine, sunt doar câteva pe care le menționez. Restul sunt... De remarcat că n-ați aterizat așa din cer în poziția de manager a unui club de elită din România și în poziția de antrenor la același club. Aveți rezultate aproape excepționale la nivel sportiv. Mulțumesc! Da. Cum vi se pare că lucrați cu un antrenor cu asemenea rezultate? Mi se pare fantastic, aproape copleșitor câteodată. Nu vine să cred că am fost suficient de norocoasă să o cunosc pe Alexia și m-a șocat la început, mi-era puțin frică de ea. Era o persoană atât de importantă și de cunoscută în lumea noastră. Pentru mine a fost puțin copleșitor, mă gândeam mereu, sper să... fie bine, sper să îi convină, să-i placă, să fie de acord. Și ați descoperit o persoană deschisă, bănuiesc, că văd că sunteți foarte apropiate. Da, am descoperit o prietenă. Prietenă foarte bună. Ne-am înțeles foarte bine. Cum este trecerea asta? Ați spus și mai devreme câteva cuvinte, dar aș vrea să vă rog să aprofundați. Cum e trecerea asta de la amatorism la profesionism? Vă spun asta pentru că sunt foarte mulți, poate, copii tineri care ar vrea să ajungă în postura dumneavoastră și ar trebui să știe cum se întâmplă o asemenea performanță. În primul rând, trebuie să fii deschis spre schimbare. Nu poți să ajungi la performanțe sportive internaționale sau la orice fel de performanțe sportive dacă nu îți deschizi puțin ochii și dacă nu accepti un alt punct de vedere, cel puțin pentru mine așa a fost. Lucrurile pe care mi le spunea Alexia erau noi, erau diferite față de ce auzisem înainte și m-am gândit, poate merită să încerc. Voi avea încredere în ceea ce spune ea și voi face exact așa cum spune ea și funcționează. Așa că, din punctul meu de vedere, trebuie să fii deschis, să asculți, să ai cât mai multe experiențe alături de cât mai mulți oameni. Nu doar antrenori și nu doar din disciplina sărituri peste obstacole, poate și din dresaj. E foarte important să cunoști bazele și poate să vorbești cu un șef de pistă sau cu un arbitru sau cu un steward. Trebuie să ai grijă de calul tău, da, mă gândesc. Da, da. Trebuie să știi ce nevoie au toți caii, ce mănâncă, cum să pui șaua pe ei, cum să-i cureți, cât să le dai de mâncare, la ce oră, să-i plimbi, să-i speli. Cine se uită la noi să înțeleagă că este foarte, foarte, foarte multă muncă? Da, da. Foarte multă muncă, zile lungi, care se termină greu câteodată, dar merită. Alexia Pasolis, se poate în sportul ăsta fără muncă? Exclus. Nu. Imposibil. Imposibil. Fără bani, se poate? Da. Da. Cu un buget limitat, poate. Felix Riders este evident o bază sportivă de top, după cum bine și vedem în imaginile care rulează pe ecran. Am fost și acolo și pot să confirm, de câteva ori am fost. Cine poate avea acces la facilitățile acestei baze, fie pentru pregătire individuală, fie pentru
cursuri de echitație este accesibil pentru publicul larg? Ce să înțeleagă cei care ne primesc? Sigur, deci în momentul în care avem competiții, ușile bazei sunt deschise pentru publicul larg. Din punct de vedere al pregătirii sportivilor, da, precum ați menționat mai devreme, avem o școală de echitație, însă, din punct de vedere al elevilor, nu că ne place, în general ajutăm elevi care trec peste un anumit nivel, care își încep cariera în săriturile peste obstacole. Noi recomandăm școli de echitație care să îi ajute pe copii sau pe cei care vor să înceapă acest sport în primilor pași, iar după ce au ajuns la nivelul de sărituri, ăla este momentul în care noi îi putem prelua. Și de ce spun acest lucru și de ce nu avem o școală de echitație de la bazele echitației, de la începutul începuturilor, este pentru de la ponei, zic bine? De la ponei, de la plimbări, de la învățatul cum să stai călare sau lucrurile astea. Motivul pentru care nu facem acest deburaj, să spunem, și al sportivilor, este că suntem întotdeauna plecați la competiții. Avem o echipă foarte mare, ne dorim ca toată lumea să fie prezentă, ne dorim ca nimeni să nu rămână exclus, să nu fie lăsat pe afară, ca nimeni să nu rămână acasă în momentul în care noi plecăm la competiții și având în vedere că stăm foarte mult timp plecați prin toate țările, ne dorim ca toți elevii noștri să poată participe alături de noi. Ne spuneți că toți elevii pe care îi aveți vă însoțesc în astfel de competiții? Sigur. Chiar acum plecăm cu toți elevii și cu 9 cai duminică pentru 2 săptămâni în Italia, la 2 săptămâni de concurs internațional. Întreagă caravană? Mai multe. Da, plecăm cu 4 mașini. Cheltuială mare? E un concurs accesibil acesta. Așa. Așadar, nu poate ajunge oricine la școala dumneavoastră? Îi selectați? Selectați este mult spus. Ne dorim ca cei care vor să vină la școala noastră să fi început săriturile peste obstacol sau să fi participat la cel puțin un concurs național pe orice înălțime, ca să-i putem ajuta în adevăratul sens al cuvântului. Aveți în proprietate mulți cai de rasă bine cotați în acest sport și valoroși. Am văzut în grajduri minunați. Mm-hmm. Ce presupune să îngrijești, să antrenezi un cal, Alexia Apostolescu? Presupune, așa cum v-am spus mai devreme, presupune o armată. Presupune o armată de oameni, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt niște animăluțe extraordinare, dar mie îmi place să le numesc mai mult bibelouri sau porțelanuri. Nu exagerați? Nu, deloc. Absolut deloc. Absolut deloc. Grija necesară pentru ca aceste animăluțe să poată să facă performanța... Paranteza, Ana e emoționată în continuare. Te rog, continuă-ți ideea. Da. E emoționată așa să o văd în, da? În fața ochii. Grija de care au nevoie aceste animăluțe pentru a performa la un nivel înalt este pe departe poate ceea ce vă puteți imagina. Deci au nevoie de antrenamente diferite, de furajare diferite, de suplimente, adică dacă v-ați gândit că... Deci cred că unii dintre căruții mei primesc mai multe suplimente pentru articulații decât am luat eu vreodată în viață. Chiar dacă am făcut sport de performanță. Au văzut doctorul de mai multe ori decât am fost eu în viața mea până la 23 de ani la doctor. Deci, suplimente, furajare, exerciții, îngrijire, pansamente, doctori, săptămânal avem fizioterapeuți, chiropractori, ortopezi, de toate, electroșocuri, toate echipamentele necesare pentru ca un căluț să poată performa. Pentru că până la un anumit nivel, nu mai sunt doar cai. Sunt, în adevăratul sens al cuvântului, sportivi.
Și atunci au nevoie de tot ceea ce are nevoie un sportiv. De recuperare, de îngrijire, de medicină, de orice. Când am trecut prin greajele noastră, unul dintre îngrijitori îmi spunea, iată aici avem un cal pensionar. Ce înseamnă? Calul pe care l-ați văzut este iepuța vieții mele, este totul pentru mine. A fost unul dintre primii căluți pe care i-am achiziționat și este căluțul cu care am și câștigat etapa de la Praga. A fost unul dintre cei mai ieftini căluți pe care i-am achiziționat și a devenit cel mai scump căluț în sufletele noastre. Iepuța ne-a dat, o cheamă Avec Curaj d'Amour, ne-a dat inima ei și numele ei tradus din franceză înseamnă cu puterea de a iubi. Cred că asta ne-a învățat pe noi, iepuța asta. Să o iubim, să o apreciem și dacă facem lucrurile astea ne va da totul. Mi-a plăcut să aud în continuare povestea, mai sunt doar 3 minute și mai avem 2 sau 3 subiecte. Okay. Bază sportivă pe care o conduceți este în continuare, într-o continuă dezvoltare din câte am văzut. Urmează alte investiții, din câte am înțeles, în valoare de cel puțin 10 milioane de euro. Ce așteptări aveți după aceste investiții masive în viitorul apropiat și pe termen lung? În câteva cuvinte, vă rog. În viitorul apropiat ne dorim să ne dezvoltăm continuu și ne dorim să devenim din ce în ce mai buni la tot ceea ce facem, fie că astea vor fi competiții, fie că va fi pe plan sportiv, fie că va fi pentru elevi. Deci pe termen scurt ne dorim dezvoltare, iar pe termen lung, referitor la baza pe care o avem, ne dorim să punem într-un fel România pe harta competițiilor internaționale. Cu alte cuvinte, să aduce cele mai importante competiții internaționale și la Băicoi. Exact. Prahova. Da. Ce obiective sportive aveți fiecare dintre dumneavoastră? O să încep cu Ana, pentru anul următor, de exemplu. Îmi doresc să particip la cât mai multe concursuri internaționale, așa cum povestea și Alexia mai devreme, probe mai înalte. Eu nu mi-am trăit cariera de junior, așa că am de recuperat, să spun așa, și vreau să încep să recuperez, să îi prind pe ceilalți din urmă și să ajung la un nivel mai înalt. Alexia Pasolescu. Da. În plan sportiv, ce obiective aveți? O vă întreb și în calitate de antrenor. Da. Imediat. Da. Pe plan sportiv, în momentul de față am 4 căluți cu care lucrez și din punct de vedere sportiv îmi doresc să îi dezvolt, să ajungă la niște înălțimi mai mari față de ceea ce facem acum. Iar pe plan personal pot să vă spun că am decât obiective pe termen lung și unul dintre acelea va fi cu siguranță Olimpiada din 2028. Deci până atunci pot să vă spun că tot ce am în plan este decât multă muncă, dezvoltare personală, dezvoltarea cailor și orice înseamnă profesionalism pentru a ajunge acolo. Alt obiectiv nu am în cap acum. O să vă vedem la Olimpiada din 2028. Ne promiteți asta? Sperăm. Mi-ar plăcea să vă pot promite și mi-ar plăcea să vă promit acum să mă țin de cuvânt. Da? Și să ne acordați și exclusivitate. Promitem că vom muci ca să ajungem acolo. Foarte frumos. În final, pentru iubitorii de echitație, ne puteți spune ce competiții se vor desfășura în perioada imediat următoare la Băicoi, dacă se vor desfășura? Da, sigur, se vor desfășura chiar până în martie 2025. Avem un calendar competițional deja publicat pe site-ul Federației Ecvestre Române și pe site-ul Phoenix Riders de pe Instagram. Vom avea competiții de o zi cu de la nivelul de 0,80 cm. Nu, chiar de la probele de debutanți, deci de la probele de debutanți până chiar la probe de 1,40 m. Deci vom avea competiții de o zi, pe următoarea fiind pe 13 octombrie. Următoarea este pe 13 octombrie. Ana Hodnog, Alexia Pasolescu, vă urez mult succes în tot ceea ce faceți în plan sportiv, în plan managerial, Alexia Pasolescu. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să ne fiți alături în seara asta în studioul DAA TV, iar privitorilor noștri le mulțumesc pentru atenție și le dau întâlnire săptămâna viitoare, luni, în direct la ora 21.